Fero, iubim apa. Central, teoretic se poate merge cu bicicleta pe aici, pe mijloc și pe banda exterioară, cea de către linia neclar, de tramvai. Deci e haotică semnalizarea. Dacă te uiți, dacă aplici strict legislația, dar cum îți puse indicatoare, dar spuse, cred că pur și simplu cum le-au nimerit, ar rezulta din partea respectivă, dacă vii că pe acolo poți circula cu bicicleta, aici e un indicator de la interes tuturor vehiculelor, iar alea din margine, care are la capăt indicator de pistă de biciclete, pentru că nu se mai repetă, el e valabil practic 15 metri într-un capăt și vreo 25 de metri în celălalt capăt, până la prima intersecție. Acolo vine pietonul pe alte alei, el n-are de unde să știe că ar să fie pistă de biciclete. Deci, cumva, e o situație destul de neclară și care primăria nu a tranșat-o niciodată, le-a lăsat așa echivoc, un pic contradictoriu. Până la urmă vedem oricum bicicliști cam pe toate aleile parcului. Da. Ei au pus niște indicatori, au spuse peste tot și aici cumva a rezultat pe unde merge acum cisterna, că pe acolo ai putea să vii când vii spre alea stadion. Până la urmă e cam printre puținele spații verzi unde poți să mergi și cu bicicleta. În general, printre puținele spații verzi un pic mai mărișoare, conform standardelor ăsta nu poți fi numit parc, ci numai grădină publică, Clujul nu are niciun parc. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Astăzi suntem pe biciclete și discutăm cu domnul Radu Mititean, director executiv al Clubului de Cicloturism Napoca. Bine v-am găsit, domnule Mititean. Bine. Mulțumim v-am că ați acceptat această invitație inedită. Dumneavoastră pedalați de peste 20 de ani, da? De peste 30 de ani. De fapt de copil, dar... Și de peste 20 de ani luptați pentru acest crez al dumneavoastră de a avea în Cluj-Napoca o infrastructură potrivită pentru bicicliști. Între iunie se împlinesc 26 de ani de la înființarea Clubului de Cicloturism Napoca, care activitate pe lângă partea turistică este mult dedicată și promovării utilizării bicicletei ca mijloc cotidian de deplasare în oraș. Sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-ați obținut până acum în cei 20 de ani? Deloc. Încă nu putem vorbi de rezultate așteptate. La înființarea clubului, ziceau colegii, Radu, cam în câți ani crezi că vedem anumite rezultate concrete? Eu am zis, dacă totul merge bine, 10 ani. Și au spus, vai, ce pesimist ești. Ulterior au zis că eram de S-a un optimism excesiv. S-a dublat termenul pe care l-ați dat dumneavoastră. Însă nu există alternativă, până la urmă se va ajunge la concluzia că trebuie. Declarativ autoritățile acum și ele, când le întreb, spun da, e nevoie, o să promovăm transportul public, mersul pe jos, bicicleta, nu poate fi autoturismul soluția principală. Însă când te uiți în practică, măsurile actuale în continuare sunt de îngustat trotoarele, de lățit spațiu pentru mașini, deci lucrurile se mișcă în direcția bună, dar foarte încet și asta vrem noi, să accelerăm un drum spre normalitate. Eu vă propun ca în următoarele minute să discutăm puțin mai mult despre aceste proiecte ale dumneavoastră, despre cum arată în momentul de față infrastructura pentru bicicliști și poate ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră în afara orelor de pedalat. Vă propun să mergem să ne așezăm pe o bancă și să discutăm. Dar, domnule Mititean, ziceam că o să vă provocăm la o discuție să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră în următorii ani situația bicicliștilor din Cluj-Napoca. Din fericire, vedem tot mai mulți oameni care aleg bicicleta, în ciuda faptului că infrastructura este sărăcăcioasă. Adică avem câteva piste, doar că nu prea sunt conectate între ele. Bine, marea lor problemă nu este numai lipsa de continuitate, ci și multe alte deficiențe calitative. Majoritatea sunt prea înguste, au obstacole, n-au spații de siguranță, încep de nicăieri și duc nicăieri sau sunt făcute unde era mai comod ca să iasă o statistică pe câte o străduță periferică unde n-avea niciun sens. Dar, cum ați observat și dumneavoastră și oricine,
În ultimii ani, numărul de bicicliști a crescut spectaculos, în ciuda acestei situații de infrastructură și de trafic. Ne putem lesne închipui atunci, dacă n-ar fi fost aceste bariere, câți clujeni ar fi realizat că mult mai ușor și mai comod poți ajunge pe bicicletă într-o mare parte din Cluj decât să stai în ambuteaj. Și eu sunt în situație, și eu sunt șofer, am mașină, nu ies aproape niciodată cu ea în oraș și de multe ori, dacă mă uit la ceas, mă gândesc oricum e prea târziu ca să mai merg cu mașina, pentru că pe bicicletă sunt mult mai rapid într-un oraș aglomerat. Mergeți indiferent de anotimp pe bicicletă? De obicei, da, din păcate, pentru că orașul e cam foarte murdar, în zile foarte ploioase merg cu transportul public, pentru că altfel te stropești. În alte țări se usucă pantalonul și nu se mai vede nicio urmă, dar la noi cam rămân urme vizibile. No? Și din motive de profesionale de ținută, mă forțează această situație să renunț la bicicletă la anumite zile de fleașcă, de ploaie, dar sper ca într-un număr de rezonabil de ani să pot circula în orice condiții meteo, pentru că există echipament, nu i-ar fi o problemă. Despre dumneavoastră, mai toți clujenii sau cei care vă urmăresc activitatea, cei care vin la marșurile lunare ale clubului, vă știu ca un activist în cadrul clubului de cicloturism Napoca, ca un luptător pentru drepturile bicicliștilor. Puțină lume știe că dumneavoastră sunteți avocat și luptați și în instanță pentru drepturile bicicliștilor. E adevărat, sunt și medic, și medicina. Bicicleta este o pasiune, dar e o pasiune care i-am dedicat foarte multă energie și timp, dar care mă și motivează. Bicicleta și muntele sunt cumva motorul care îmi menține tonusul și de aceea nu sunt plictisit de viață, nu sunt disperat, nu m-am gândit să emigrez, consider că am încă multe de făcut în România. Datorită sportului dumneavoastră nu sunteți niciodată pesimist, nu? E și felul meu de a fi optimist. Sunt un luptător și nu mă descurajează, dimpotrivă, mă ambiționează anumite lucruri, sunt genul de om care rămâne cu fața înspre inamic, chiar dacă ceilalți o iau la fugă. Cum v-a venit ideea de a vă implica activ în viața societății, în a intra în această luptă pentru a le fi respectate bicicliștilor drepturile, pentru a avea o infrastructură corectă? Cum, care a fost acel declic care v-a făcut să mergeți voluntar în acest club? Lucrurile cred că vin din copilărie. Aveam modelul părinților mei, amândoi implicați foarte mult în treburile societății, atât cât se putea înainte de 1990, și tatăl meu fusese ca voluntar antrenor de alpinism, medic și șef de echipă Salvamont, lucram împreună la marcaje turistice și înainte de 1990 l-a corectat hărți turistice. Mama mea de asemenea era activă în multe domenii și am avut acest model în care vedeam că a te implica aduce inclusiv satisfacții morale, un tonus bun, o altă putere de viață și de a înfrunta lucrurile obișnuite. Simți că ai un rost pe lume și că nu o acumulare de valori materiale îți dă, să spunem, cele mai mari satisfacții. De-aia cred că au contat mult familia și de asemenea faptul că eram bine informat, eram conectat, știam ce se întâmplă în Occident, ori după 1990, normal că m-am gândit că aș putea contribui să accelerăm și în România niște procese spre normalitate, să nu treacă și țara noastră prin greșelile care a trecut Occidentul. Din păcate, facem aceste noi greșeli. Noi ne afundăm în greșeli, nu trecem prin ele. Cred că am putut contribui măcar în partea pasivă de a nu le face mai adânci și mai multe și la începutul anilor 90, împreună cu mai mulți foști colegi de liceu, care ne cunoșteam din excursii, din ture pe bicicletă, pe jos, la munte, ne-am gândit că ar fi cazul să încercăm într-un cadru organizat să milităm mai mult și mai bine decât făcusem individual sau informal până în acel moment. Câți membri erați atunci, la momentul înființării clubului? 24 de oameni în primăvara anului 1992. Sigur, eram toți studenți de anul 1, anul 2, nu știam cu ce se mănâncă onegismul. Luni de zile am umblat prin biblioteci să găsim, auzisem că e ceva legislație veche din perioada interbelică și până la urmă
am reușit să punem pe picioare organizația, inclusiv juridic, cu acel mare efort, dar care ne-a făcut să creștem organic pe picioarele noastre, fără niciun ajutor exterior, și poate asta a dat puterea organizației să reziste atâția ani. Pentru că sunt foarte multe ONG-uri care s-au înființat ca un fel de antene a unor organizații străine, internaționale, că unor programe au fost cumva crescute puțin forțat, dar în momentul când am mai avut un sprijin exterior s-au prăbușit, au dispărut. Pe când noi, după 26 existați de ani, suntem activi în continuare, tocmai pentru că am crescut organic și am cu eforturile și cu entuziasmul de început, care încă n-a pierit. Câți membri sunteți acum în club? Suntem 54 de membri activi și încă câteva zeci de membri aderenți. Nu suntem organizație mare numeric, nici nu ne-am dorit asta, pentru că suntem cu toții prieteni și oameni dedicați și asta, relațiile personale ne țin, pentru că altfel sunt doar greutăți și stresuri, însă și acele mari satisfacții morale că ai putut să contribui spre o lume puțin mai bună pentru clujeni și, în general, pentru toată lumea. Vreau să vă întreb dacă, în momentul în care s-au făcut planurile pentru trasarea pistelor de biciclete în Cluj-Napoca, cei din administrația locală v-au contactat și v-au cerut părerea, pentru că, așa cum spuneați chiar dumneavoastră, sunteți conectat la situația altor țări din Occident, ați văzut cum funcționează acolo infrastructura pentru bicicliști și ați fi putut să veniți cu modele și proiecte concrete. V-a contactat cineva din partea administrației locale să vă ceară părerea? Noi contactăm de peste 25 de ani, le ducem teancuri de documentații, de propuneri și de obicei nu răspund. Iar când s-au făcut proiecte concrete, în aproape toate cazurile, nu numai că n-am fost contactați, ci am încercat să țină departe informația de noi. A trebuit să ne judecăm ani de zile în tribunale cu primăria ca să ajungem să vedem anumite proiecte, să putem face anumite observații, recomandări. De multe ori era prea târziu. Este și unul din motivele pentru care actuala infrastructură de biciclete din Cluj este în cea mai mare parte prost făcută și ar trebui schimbată. Pentru că acum este inconfortabilă și chiar periculoasă pentru bicicliști. Eu am ajuns să evit străzi în care s-au făcut pentru piste pentru biciclete, care însemna ori să merg foarte lent, ori să mă pun pe mine în pericol sau pe alții. Asta este partea tristă. Dă-ți-ne câteva exemple de astfel de străzi. Strada Horea, de exemplu. Ca să se ferească și alți bicicliști. Strada Horea, de exemplu, pista de biciclete este razant față de parcările de mașină, este în raza de acțiune a oricărei portiere deschise intempestiv, deci accidentele sunt doar o chestiune de timp. La fel, pe strada Avram Iancu sunt asemenea zone, iar în alte zone este prea îngustă pista de biciclete. Pretenția că e în dublu sens, de fapt, dacă mergi, te ciocnești cu ghidonul celuilalt biciclist sau de stâlp, trebuie să intri pe trotuar, ceea ce nu este legal. La fel, majoritatea pistelor pentru biciclete din Cluj nu corespund unor minime bune practici pe plan internațional. Dar asta e o problemă generală cam în toate orașele României. Inițial, în anii 90, se spunea, n-avem nevoie de biciclete, vrem să ne dezvoltăm, vrem mașini, bicicletele să meargă în lumea a treia. Acum, declarativ, toți primarii înțeleg că și bicicleta și transportul public și mersul pe jos trebuie promovate în dauna autoturismului. Dar cu pusul în practică, acolo, ca de obicei, practica ne omoară încă. Sunt convinsă că dacă închideți acum ochii, vedeți exact harta Clujului și cum ar trebui să arate infrastructura pentru bicicliști. Am făcut deja de 15 ani o propunere detaliată pentru tot orașul, cu un plan etapizat. Am făcut rost de sponsorizări și am adus specialiști străini, au fost depuse documentațiile la primărie. După mulți ani de pauză, în 2008, primăria a fost de acord să trimită un om pe teren cu noi, mi-am luat și atunci concediu fără salar 10 zile și am mers cartier cu cartier, stradă cu stradă, cu măsurători, cu fotografieri. Apoi acele notițe au fost puse pe raft, omul respectiv a plecat din primărie, nu s-a mai știut nimic, niciodată de 15 ani n-am primit vreun răspuns oficial la cele propuneri. Ați venit cu planurile și cu banii. Cum ar nu veni? Am venit cu banii, însă se ați puteau cu face. Sponsorizări. Adică spuneați că ați făcut rost și de oameni care ar fi putut să sponsorizeze, nu? Nu, am făcut rost de sponsorizări ca să putem aduce și niște specialiști, pentru că, să se spune, dar tu nu ești oficial specialist, deși în România nu exista niciun specialist de profil și, de fapt, eram la câte sute de ore am stat în conferințe, în biblioteci, în Occident, în documentare, pe asemenea teme și câte plase de documentație am distribuit autorităților din România și o să o facem în continuare. Însă, în momentul de față, nu know-how lipsește, ci voința politică
de a trece dincolo de declarații și de a pune în practică declarațiile privind mobilitate durabilă și așa mai departe. Această atitudine a reprezentanților administrației nu poate fi catalogată ca rea voință? Nu neapărat. Este și o problemă de mentalitate. Foarte mulți dintre decidenți, mai ales la nivel central, văd lumea înconjurătoare doar prin parbrizul autoturismului. Era și o anchetă jurnalistică frumoasă acum câțiva ani, care dovedea că din sutele de parlamentari, 2 sau 3 urcaseră vreodată în ultimii 10 ani într-un mijloc de transport public sau merseseră prejos prin București. Sunt convinsă că situația nu s-a schimbat foarte mult nici acum. Da. Dar, pe de altă parte, este și o problemă de lipsă de proactivitate. În general, administrația este reactivă, nu vrea să-și asume nimic, așteaptă ca lucrurile să ajungă la un blocaj, gândindu-se că atunci este acceptanța socială mai mare. Pentru că, într-adevăr, omul nu-și poate dori ceea ce nu cunoaște. Și dacă întrebi publicul larg, eu vă zice, păi nu știu, lățiți carosabilul, faceți mai multe parcări, mai multe mașini, să fie mai mult loc. O normal, administrația trebuie să vină cu o campanie masivă de informare, de educare a publicului și apoi să vină cu soluțiile consacrate pe plan internațional. Altfel nu va fi o acceptanță pentru că omul nu are cum să judece cât timp el nu are datele problemei și crede că suntem cumva condamnați la această situație de trafic și nu este ieșire. Nu se întâmplă nimic specific în România. Aceste lucruri s-au petrecut în țările vest-europene în anii 60-70. Și au trebuit să ajungă la niște blocaje totale. Tatăl meu îmi spunea în 1972 în Paris că se bloca traficul în mod regulat, câte o oră, două, opreai motorul, scoteai cartea de citit și citeai până începea să se degajeze. No. Că pe atunci nu era Facebook să stea lumea Bun. Pe telefon. Deci noi sperăm să nu fie nevoie să ajungem și noi până în halul acesta ca să ne dăm seama că soluția nu poate fi autoturismul și că mai mult mers cu bicicleta pe jos și cu transportul public poate fi o rezolvare, dar atunci alea trebuie să fie și confortabile, atractive pentru publicul larg. Nu trebuie să fie o aventură, un act de curaj sau rezervat câtorva oameni, să zicem, vaccinați la problemele de trafic, cum e cazul meu. Revin la harta Clujului. Cum vedeți dumneavoastră, dacă puteți să schițați, așa poate, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, cum vedeți dumneavoastră infrastructura ideală pentru bicicliști în Cluj? Infrastructura ideală pentru bicicliști înseamnă, de fapt, foarte puțină infrastructură specifică, să nu mai fie nevoie de o segregare. Ideal este să nu ai nevoie de piste de biciclete. Să nu te simți în pericol să întrească acea separație. Sigur, în practică, pe marile bulevarde ar trebui să ai piste de biciclete, benzi dedicate pentru transportul public, ca să asiguri fluența, iar în rest toate străzile mici ar trebui să aibă regim de calmare a traficului, de viteză, zonă 30, zonă rezidențială, în care, nefiind o diferență mare de viteză între vehicule motorizate și biciclete, nu mai e nevoie de o asemenea separare. Aia este o stare de normalitate, nu orașul în care are pe fiecare stradă pistă de biciclete, ci orașul în care nu mai prea e nevoie de asemenea separații. Peste câți ani credeți că vom avea și noi așa ceva? Asta depinde de administrația locală. Dacă ar exista voință politică și proactivitate, am putea avea în mai puțin de un deceniu. Dacă mergem în ritmul actual, s-ar putea eu să fiu pensionar sau să nu mai fiu pe lumea asta când lucrurile vor intra în sfârșit în normal. Dar, oricum, nu există altă soluție și altă direcție. Am încercat pe toate continentele alte țări și am ajuns la aceeași concluzie, că trebuie să promovezi mersul pe jos, transportul public și bicicleta în oraș și autoturismul nu poate fi principala soluție, ci trebuie să rămână mai degrabă cu titlul de excepție. I-ați insuflat și fiicei dumneavoastră dragostea pentru bicicletă și mișcare? Normal, era natural, am dus-o cu bicicleta la grădiniță de când era mică, stătea pe un portbagaj de tip scoică pe bicicleta mea. Când a crescut puțin mai mare, a început să iasă cu părinții, este cu un grup larg, mulți membri din club, avem copii cam din aceeași generație și atunci ei de mici merg și prin oraș și în pădure, pe munte cu bicicleta, merg și pe jos și la schi și la sporturi montane. Noi suntem toți oameni cumva pluridisciplinari, îndrăgostiți de natură, de munte și nu ne ocupăm doar de bicicletă, ci de tot ceea ce înseamnă activitate fizică, turism activ, odihnă activă pe cât posibil în natură. Unde fugiți cel mai des în weekenduri? De obicei în împrejurimile Clujului sau în masivul Gileu, Muntele Mare, muntele meu de suflet, am și sunt cumva primul autor al unui ghid turistic al Muntelui Mare și a primei hărți cicloturistice.
și acolo ne ocupăm și de întreținut marcaje turistice ca să îi atragem la drumeții și pe cei care poate nu sunt așa de pricepuți să se orienteze cu GPS, cu busolă, cu hartă, ci vor pur și simplu să aibă o experiență plăcută și lipsită de grija rătăcirii. Haideți să vă întreb acum despre comportamentul bicicliștilor, pentru că e important să fim și noi ca bicicliști responsabili. Cum îi vedeți dumneavoastră pe bicicliștii din Cluj? Eu cred că este o impresie puțin exagerată și falsă, că bicicliștii sunt așa și pe dincolo. Da, există și în rândul bicicliștilor oameni care ignoră reguli de circulație sau reguli de bun simț, dar la fel există și în rândul pietonilor și în rândul șoferilor. Nu este nimic deosebit. E normal, poliția trebuie să-și facă datoria și mai ales trebuie să fie un efort de educare și informare din partea familiei, a școlii, a societății, a presei și așa mai departe. Și în general este o reflexie a unei anumite agresivități care există în mobilitatea din România. O regăsim și între șoferul de jeep și șoferul de mașină mică și așa mai departe. Nu este acel respect, acea politețe care ar fi normal să fie și o regăsim în alte țări. De altă parte, aud și idei ceva de genul bicicliștii să se educe între ei, să-și facă o poliție reciprocă. Nu e adevărat. Nici șoferii nu se monitorizează și amendează între ei, nici pietonii. Este pur și simplu o situație destul de neplăcut în trafic în general și ar trebui din partea tuturor mai mult respect pentru ceilalți, mai multă înțelegere, mai mult bun simț. Că până la urmă și bicicliștii, dacă îi vezi mergând pe trotuar sau așa mai departe, majoritatea nu din teribilism o fac de frică, de sentimentul de insecuritate pe carosabil. Și au fost bicicliști amendați pentru că au mers cu bicicletele pe trotuar. Da, pentru că legea interzice, nu ai ce căuta cu bicicleta pe trotuar. Dar încă o dată, nu este o scuză, dar este o explicație. Cei care fac asta o fac de obicei de teamă, de frica de accident, de faptul că nu se simt în siguranță pe carosabil. Ce șanse credeți că ar avea un biciclist care primește o amendă că este cu bicicleta pe trotuar, este amendat de un agent de la circulație, în ciuda explicațiilor, nu primește avertisment? Minim 870 de lei, că asta e așa o situație hilară, sunt pentru bicicliști toate sancțiile mult mai aspre decât pentru șoferi. Fapte mult mai grave făcute de șoferi. O lipsa unui catadioptru, minim 870 de lei. Ce șanse are biciclistul respectiv dacă merge și contestă sancțiunea în instanță să câștige? Categoric, legea spune clar, e interzis să mergi cu bicicleta pe trotuar, dar așa cum spune și dumneavoastră, sunt cazuri în care judecătorii au considerat că sancțiunea este excesiv de aspră raportat la pericol social și au transformat în avertisment. Contează însă și cum era. Una este să fie un trotuar gol fără nimeni și alta este să te bagi cu bicicleta printre pietoni, incomodându-i pe puținul spațiu care l-a mai rămas după ce primăria a tot îngustat trotuarele, le-a umplut de panouri publicitare și așa mai departe. Oricum, nu ar trebui niciodată făcute piste de biciclete pe trotuare și nici luat din spațiile verzi. Ideea este să convingi oamenii să treacă de la automobil la transport public mers pe jos cu bicicleta. Și atunci totdeauna spațiu pentru transportul public și biciclete a trei luat din spațiu utilizat la ora actuală de autovehicule. Cum vi se pare transportul în comun din Cluj în momentul de față? Că spuneați că mergeți și cu transportul public. În curs de îmbunătățire semnificativă, dar totuși încă departe de ceea ce ar trebui să fie un transport public atractiv. Pentru că avem zone întregi nedeservite, unde ai de mers distanțe mari până la stații de autobuz, unde aștepți mult, unde vine autobusul plin și nu poți să urci. Veneam din capăt de Grigorescu cu 30-ul, la capăt de linie puteam să urc, dar la următoarele stații de multe ori rămâi pe jos la orele de vârf. Momentul în care ai ști că ajungi confortabil la timp cu transportul public, mult mai multă lume și-ar lăsa autoturismul acasă. Așa, când te gândești că poate nu vine sau vine supraaglomerat, că intri înăuntru și ești șifonat și transpirat și așa mai departe, sigur că tentația este să iei autoturismul, care este mai sigur, mai confortabil, deși costă mai mult și mai ales stai mult mai mult blocat în trafic sau căutând loc de parcare. Trebuie să fie atractiv. Omul, dacă există alternativele atractive, va începe mult mai mult să meargă cu transportul public pe jos, pe bicicletă. Care este orașul din Europa preferat al dumneavoastră, unde este absolut ok și să mergi cu bicicleta și cu transportul public și unde poți să renunți liniștit la mașină?
Nu am un oraș preferat. Poate și pentru că cunosc prea multe. Știu situația sute de orașe, am fost în multe deplasări de documentare și este o normalitate care o vezi în sute, sute de orașe din foarte multe țări. Și în momentul de față avem și în țări este europene și în țări mai sudice, mai latine, unde acum 20-30 de ani bicicleta era așa acolo, așa o excepție, o dezvoltare spectaculoasă a mersului cu bicicleta, dovada că nu este o problemă de mentalități, de climă. Să vedem cazul Italiei, de exemplu, care spuneau acum 20 de ani și nordul Italiei. Păi la noi nu se poate, că la noi așa-s mentalitățile, că noi suntem latină, trebuie să steam în mașină, aia numai băia, germanicii, nordicii, vezi toată ziua pe bicicletă și pe ploaie și pe zăpadă. Anii au trecut și nordul Italiei totul este ok. Au spus cei din centrul Italiei, păi da, dar nordul Italiei sunt contaminați așa cu un pic de mentalități germanice, dar la noi nu se poate în zona Romei. Acum se poate. Se acum poate și acolo. S-au mutat în sudul Italiei, deja orașe gen Brindisi au demonstrat că se poate. Lucrurile sunt aceleași și în materie de gestiunea deșeurilor sau de alte lucruri. Așa vedem și orașe din sudul Franței, acum care se dezvoltă spectaculos din nou mersul cu bicicleta, deși acum 20 de ani se spunea primarilor că-s nebun dacă vin în campanie electorală cu ideea de a face orașul mai puțin automobilistic și mai mult biciclistic. Și o val de normalitate care va cuprinde oricum și România, vrând, nevrând. Întrebarea este dacă mai frânăm mulți ani acest proces sau profităm în sfârșit. Sau dăm și noi drumul. Dacă ne raportăm la orașele României, unde ziceți dumneavoastră că s-au făcut cei mai importanți pași înspre asigurarea unui trai decent al bicicliștilor, să zic așa? Asta e, cred că, întrebarea capcană. Și trist să spun că nu știu în momentul de față să dau un exemplu pozitiv din România. Fiind și președinte al Federației Bicicliștilor din România, sunt la curent cu situația din țară, nu numai din constatările membrilor clubului de cicloturism Napo, ca și din fluxul de informații care vine de la celelalte organizații din țară. Și, din păcate, e foarte greu să găsim exemple pozitive. Poate așa punctual, o bucată de pistă pe o anumită stradă, dar să vorbești la nivelul unei localități de o infrastructură decentă sau măcar de existența unei viziuni, a unui plan coerent, unor bune practici, m-aș bucura de mâine să pot da un asemenea exemplu, încă n-am reușit să-l găsesc. Nici măcar Bucureștiul nu are un plan coerent acum? Dimpotrivă, Bucureștiul este notorul pe plan internațional, drept un exemplu de așa nu. Și aberațiile făcute în București sunt în manualele internaționale, de exemplu, ca exemplu de rele practici. Totuși, noi avem și orașe unde administrația locală a luat decizia să amenajeze piste de biciclete pe calea unor stâlpi sau să amplaseze un stâlp în mijlocul unei piste de biciclete. Dacă bine mi-amintesc, Iașul, în Iași era, sau în Suceava, era sunt o situație multe, de genul acesta. Pornind de la celebrul caz pe lângă Palatul Cotroceni, în care este un arbore secular exact în mijlocul pistei de biciclete, imagine care îl găsești deja pe sute de manuale și documentare, și până la undeva în Arad, în care s-a zis trasați o pistă pe trotuarul ăsta, lăsați totuși un metru pentru pieton. Și atunci, acum trotuarul se îngusta treptat, pista de biciclete pe ultima parte a străzii devine așa cam de 25-30 de centimetri lățime. Deci poți merge cu bicicletă de copii, da, adică, pe ea, maxim. Adică se pare că Dorel este cel însărcinat cu infrastructura de biciclete în România, ca să rămânem în linie de banc, dar e așa de râsul plânsul cumva situația, pentru că no, câteodată chiar te întreb dacă cineva a gândit și cel mai probabil nu. Domnule Mititean, se fură multe biciclete la noi în oraș? Da, din păcate se fură tot mai multe, da, așa, dacă vrem să vedem partea plină a paharului, e o dovadă că bicicleta este pe val. Însă, din păcate, se fură foarte mult și autoritățile fac foarte puțin. Asta e o mare durere a noastră. Am încercat inclusiv noi să organizăm acțiuni de prinderea hoților și a biciclete capcană, care a fost un instrument eficient în foarte multe țări, să instalezi o bicicletă momeală cu deodată cu emițător GPS, să monitorizezi de la distanță, să vezi când vine hoțul, taie legătoarea, pleacă cu ea, să anunți poliția să fie prins în flagrant. Așa s-ar putea rapid reduce bandele, pentru că e clar un sistem organizat. Ori, din păcate, n-am avut cooperarea autorităților polițienești și proiectul a trăit abandonat după ce niște oameni au rămas
luni de zile fără propria bicicletă utilizată ca momeală, după ce poliția n-a venit la timp și după aia a spus, apoi deja nu mai e flagrant că a trecut o vreme de când a intrat, știm că e dincolo de ușa asta, e noaptea, nu putem obține mandat de percheziție, a doua zi deja e demontată pe piese dusă de acolo. Incredibil, oameni care și-au pus bicicleta drept momeală, sperând că încercăm să responsabilizăm. Se pare că nici acolo nu există voință politică și acum nu vreau să spun mai mult, dar în cercurile biciclistice se discută de ani de zile de faptul că se fură foarte multe biciclete bune și scumpe și de găsit se găsesc practic tot numai joarse. Poliția tot publică poze, am mai prins un hoț, avea 20 de biciclete în pivniță, dar toate alea sunt niște biciclete de astea care le iei cu 200 de lei second hand. Și atunci sigur că îți pui niște semne de întrebare. Mai ales și la atitudinea când mergi să reclamă o pierdere, un fur de bicicletă și ți se sugerează, da, mergi și caut-o tu, că poate o găsești acolo, în Florești, în zona aia. Sau dacă afli ceva, spune-ne și nouă. Mi-am văzut și o bicicletă furată, mi-am văzut-o pe stradă, am fotografiat omul care călărea bicicletă, am dus poze la poliție, niciodată nu s-a găsit nimic. Sugerați că ar fi o legătură între, sau credeți că ar fi o legătură între aceste bande care acționează în sistem organizat și autorități, sau e pur și simplu o lipsă de implicare a autorităților? E greu să nu-ți pui această întrebare, că ar putea să existe o tolerare, dat fiind și experiențe din alte sfere, dat fiind și ce mai văd și observ eu ca avocat și ce se întâmplă în alte orașe, ce s-a întâmplat și în materie de furturi auto, în care în București rețeaua de furturi de autoturisme de lux s-a dovedit acum câțiva ani formată exclusiv din polițiștii de la Brigada de Furturi Auto. Deci nu că erau cârdășie cu cineva, ei înșiși și numai ei erau autorii. Sunt semne de întrebare, mi-aș dori să nu fie adevărate, dar mi-e greu să cred, privind ce se întâmplă, că pur și simplu este doar faptul că lipsa de resurse a poliției spune nu ne ocupăm de acest moft al furtului de biciclete, că avem lucruri mai importante. E considerat un moft, da, furtul de biciclete? Da, este considerat un moft. Recent am un... Chiar dacă vorbim de biciclete scumpe, de mii de lei care se fură... Nu neapărat. Acolo nu știu un asemenea caz, dar legat de biciclete mai ieftine, chiar recent... Poliția și parchetul insistau că este un fenomen care nu prezintă așa un pericol social de infracțiune și hai să nici măcar să nu cercetăm un asemenea fur, să spunem că are un pericol social redus și clasăm dosarul direct pe motiv că asta nu merită să-și piardă vremea poliția cu ancheta furturi de biciclete, care nu Incredibil. Sunt poate foarte scumpe. Dar totuși, poate pentru mine o bicicletă de 1500 de lei e scumpă. Evident, da. Din păcate, acesta este o poziție oficială. Am documente scrise, am înregistrări și SIF procurorul spunea, păi de ce și-a lăsat-o acolo legată în stradă, n-avea decât să o bage în casă și noi trebuie să ne ocupăm de lucruri mai importante, nu de furturi de biciclete. Dar dacă mergem în Parcul Central, unde ar trebui să lăsăm bicicletele? Pentru că sunt la intrările, respectiv ieșirile din parc, există acele locuri special amenajate pentru biciclete. Acum, e adevărat. Nu știu, ducem bicicleta cu noi în restaurant? Și eu, de exemplu, circul cu o bicicletă ieftină în oraș, second hand, e luată cu 300 de lei, pentru că bicicleta bună nu îndrăznesc să mi-o las legată. O țineți în casă. Să car legători foarte grele, te scumpe cu mine. Dar asta este un factor de descurajare. Și în cartiere, de exemplu, primăria se laudă cu zecile de mii de locuri de parcare. Dar câte parcaje publice pentru biciclete sunt? Zero. Ori să-ți duci bicicleta în bloc la etajul 7, de multe ori nici nu merge tehnica, nu încape în lift sau de pe scări. De multe ori nu merge liftul. Da. Deci asta este o problemă unde să-ți o ții. La fel și în oraș. Avem un număr încă foarte mic de rastele de biciclete și atunci ți-o legi de stâlpi, de pomi. Nu e o situație normală. Dumneavoastră activați ca și avocat, dar mi-a spus că sunteți și medic. Care facultate ați făcut-o prima dată? Medicina sau? De medicina, după a urmat dreptul. Oricum, nicio clipă nu mi-am închipuit că o să fac medicină clinică. Eu sunt axat pe prevenție și mi-am dorit igiena mediului. Din păcate, specialitatea a fost desființată. Am continuat să fac de apeline onegistice lucruri de igiena mediului și, până la urmă, lucrurile sunt foarte apropiate și de drept, pentru acolo înseamnă mai ales reglementări normative, abordări politici publice, cum să faci ca omul să nu se îmbolnăvească. Pentru că mi se pare cumva imoral să aștept ca omul să se îmbolnăvească ca să-l tratez. De aceea cumva mulți erau mirați, spuneau, Radu, tu care erai de vârf și în liceu și așa și nu vrei să faci medicină clinică? Nu. Am spus, păi dar nu-i cumva imoral să privezi concetățenii tăi de know-how-ul tău? Zic, din potrivă, este imoral să stăm, să așteptăm să se îmbolnăvească, să-i tratăm.
dumneavoastră ați ales două facultăți grele, văzute ca fiind grele, și medicina și dreptul. Încă în timpul facultății de medicină ați zis că urmează să faceți și dreptul, ați luat decizia asta, sau după absolvire v-ați gândit ideea, ce să faceți? Ideea aveam deja, da, a durat mai mult timp până am putut-o pune formal în aplicare, deși cred că în timpul facultății de medicină am citit poate aproape la fel de mult drept cât și medicină, chiar țin minte așa un lucru drăguț, în sesiune studiam pentru partea introductivă a unui ghid turistic, eram în Biblioteca Academiei și studiam în arhive și în documente vechi și de obicei studiam până mă dădeau afară, că în cuie. Și odată am plecat cu o jumătate de oră mai repede și am închis ceva tratate vechi de drept și am zis, ce faci, pleci mai repede? Dar ce se întâmplă? Zic, am un examen greu mâine. La ce materie? Și zic, fiziopatologie. Cum adică? Dar tu... Da, student la medicină. Nu v-a părut rău niciun moment că nu ați decis să profesați ca și medic în spitale, de exemplu? Nu, pentru că nu m-am văzut niciodată. Nu sunt făcut pentru asta, ori ceea ce faci în viață trebuie să faci cu pasiune. Dacă nu faci cu pasiune, nu numai că nu vei face în condiții de excelență, dar te vei frustra în timp și te vei demotiva și ți se va stinge acea lumină din privire. E drăguț, nu știu, onegismul, voluntariatul mă ține viu, mă ține activ și știu, în București, în metrou, m-am întâlnit cu ceva funcționar dintr-un minister care nu mă văzuse de 15 ani. M-a recunoscut și a zis, tu ai venit pe chestii onegistice la București. Da, de unde știi? Zice, din privirea ta. Uite cât e de vie și a celorlalți din metrou stinsă. Incredibil! Mă așteptam să-mi ziceți că v-au văzut la televizor sau au citit în presă ceva despre acțiunile dumneavoastră. Ați avut vreodată probleme de sănătate sau stilul dumneavoastră de viață v-a ferit, să zic așa? Nu prea, rare, minore, adică, da, micile probleme care ți le face cumva sedentarismul, pentru că, da, stai foarte mult la birou, la calculator, dar altfel în rest trec mulți ani până ajung să iau vreo pastilă sau așa mai departe și cred că acest lucru contează. Am și exemplu tatălui meu care la 79 de ani face în continuare alpinism, wow. Și a luat mountain bike, acum împreună cu fiica mea, ea este profesoară lui de mountain biking și este un model, ți arată dacă ai fost activ toată viața, dacă ai mers în weekend-uri și în vacanțe pe munte, cât îți menține și sănătatea. Dumneavoastră mai aveți timp să mergeți să faceți sport împreună cu tata? Mai fac. Destul de rar am ajuns să facem împreună, pentru că de obicei mă duc pe post de ghid la colegii mei de club. Fiind dus de mic pe munte, cunosc majoritatea munților, practic de mic copil și ski, alpinism, turism montan. Am fost și șef de echipă Salvamont și cumva sunt foarte cerut de colegii mei, însă fără ieșirea în natură, fără ieșirea pe munte, pe bicicletă sau pe jos sau pe schiuri, mi se descarcă bateriile. Dacă foarte rar se întâmplă un weekend să nu ies măcar o zi în natură și atunci la începutul săptămânii colegii observă că era așa o glumă. Uite, la Radu zice, sindromul nete, neturat. N-a fost în tură că parcă e neliniștit, lipsit de energie, de concentrare. În atâția ani de când mergeți pe bicicletă, ați avut ceva incidente sau accidentări serioase? N-am avut nicio accidentare serioasă, cred că număr pe degetele de la o mână cazurile când am căzut cu bicicleta și alea a fost cel mult o julitură și când am făcut eu poate vreo mică vitejie. Am pățit odată când am încălcat o regulă de siguranță, eram undeva pe șosea într-un grup mai compact de bicicliști și am vrut neapărat să fac o fotografie pentru că în fața mea era vicepreședinta Bundestagului German, care era invitată oficială să vadă viitorul traseu cicloturistic al Dunării. Și era cumva o imagine unică cu un grup de parlamentari germani acolo și fix în momentul ăla din spate a claxonat o dubiță și cineva mai puțin experimentat s-a speriat și a reflex a tras o frână bruscă și m-am dezechilibrat fiind cu o mână pe ghidon și cu cealaltă pe aparatul foto, ceea ce n-ar fi trebuit să fac într-un grup de bicicliști pe șosea. Dar asemenea lucruri. Altfel, n-am avut niciun accident serios și circul de 30 de ani pe bicicletă, inclusiv pe munte, pe drumuri de căruță și așa mai departe. Evident, fiind crescut în familie, de formație medicală, fiind salvamontist, fost șef de echipă Salvamont, am o abordare de siguranță și de aia nu mă simt și nu m-am simțit în pericol și când merg să fac alpinism, escaladă, ture de iarnă.
Spuneați că ați dus-o pe fiica dumneavoastră pe bicicletă încă de mică. V-aș ruga, pentru că în ultimul timp vedem prin oraș destul de mulți părinți care își duc copiii pe scăunele speciale pe bicicletă. Sperăm că sunt speciale și au parte cei mici de siguranță. Dacă puteți să le faceți ceva recomandări părinților, având în vedere că de foarte multe ori e necesar să ieșim cu bicicleta pe carosabil, care ar trebui să fie conduita biciclistului astfel încât să nu existe niciun pericol nici pentru el, nici pentru copilul pe care îl transportă? Sunt câteva reguli nescrise, dar care dacă le știți reduci foarte mult riscul. Trebuie să fii conștient că în continuare mulți șoferi se uită așa cu coada ochiului după lucruri foarte mari și colorate. Și atunci s-ar putea să nu te observe, deci când te apropii de o intersecție, deși ai prioritate, este bine să te uiți ce autovehicule se apropie de pe direcții neprioritare și să fii pregătit să frânezi brusc la nevoie dacă cumva nu te observă și ar risca să intre în intersecție, deși ar trebui să-ți acorde ție prioritate. La fel, niciodată să nu mergi lipit de bordură sau de mașinile parcate. Da, legea spune că trebuie să mergi cât mai aproape de marginea dreaptă, dar interpretarea corectă este că trebuie să ai cam un metru spațiu de siguranță spre bordură sau spre șanț și când sunt mașini parcate, cam 1,20 m, 1,30 m, cât să nu intri în raza unor portiere deschise intempestiv. Pentru că este notoriu faptul că multă lume nu este atentă și deschide pur și simplu portiera, dacă ești aproape, accidentul este aproape sigur. În țări precum Germania, chiar e considerată culpă comună dacă s-a întâmplat asemenea accident, pe motiv că este notoriu acest risc, că biciclistul n-ar fi trebuit să meargă niciodată aproape. E adevărat că se vor găsi încă șoferi să te claxoneze, să comenteze că, dar de ce nu te mergi mai lipit de bordură, deși nici ei nu rulează cu mașina la 3 cm de bordură. Dacă îți ții un spațiu lateral de siguranță, ești mult mai sigur și mașinile vor fi obligate să te depășească cum este normal, așteptând să aibă liber, să intre pe contrasens sau pe cealaltă bandă de circulație. Legea spune, dar caracter de recomandare, 1,5 m distanța de siguranță față de biciclist, nici de cum razant, cum se mai întâmplă la noi. Și dacă cineva chiar îți taie calea, de exemplu un autobuz lung virează înapoi prea repede și vezi spatele autobusului cum se apropie de tine, dacă ai spațiu de siguranță, ai unde să te ferești. Așadar, asemenea mici reguli cunoscute și respectate, îți reduci foarte mult riscul de a suferi vreun incident în trafic și mersul pe bicicletă în Cluj este mult mai sigur decât poate părea la prima vedere, dacă cunoști și respecti niște reguli și îți faci niște traiectorii mai sigure. Și eu am 2 sau 3 intersecții oarecum nebunești în acest Cluj, în care prefer să mă dau jos să trec ca pieton, pentru că siguranța primează, de aceea n-am avut niciun accident în trafic în ultimele decenii, deși merg aproape zilnic pe bicicletă. Între a intra pe trotuar și a coborî cu bicicleta pe carosabil, dumneavoastră ce recomandați? Bine, în primul rând, nici nu este permis legal să mergi pe trotuar. Așa e, mă refer aici, nu știu, să zicem, o mamă care își duce copilul pe bicicletă și care se gândește poate foarte mult la siguranța copilului. Trebuie... Zic o mamă pentru că femeile nu sunt la fel de puternice, mă refer la forța corpului, decât bărbații. Nu este o chestiune de putere și până la urmă câteodată este un dezavantaj. Un om care se crede puternic, există tentația să riște mai mult, să fie mai puțin atenți. La fel, asemenea efecte perverse pot avea și tot felul de echipament. Un om, dacă și-a pus nu știu ce protecții speciale, crede că este mai protejat și riscă mai mult. Statisticile dovedesc că sunt mai frecvente accidentele la cei așa foarte echipați și blindați decât la cei care sunt cumva conștienți că sunt mai vulnerabili sau mai puțin, să zic, antrenați. Însă regula de bază este, cum spuneam, să nu mergi pe marginea benzii, să nu mergi lipit. Atunci, altfel tentezi mașinile să treacă razant, să vadă că vine cineva din față și totuși să treacă, să te împingă înspre bordură, înspre mașinile parcate. Atunci devine lucru periculos. Altfel, dacă stai mai spre centrul benzii de circulație, ai spațiu de siguranță și lucrurile nu sunt riscante cum poți fi tentat așa ca percepție, ca subconștient, că îți vine să te refugiezi undeva pe trotuar să fugi departe de mașini. Cum reacționează oamenii pe stradă când vă văd la costum și cravată pedalând? Acum nu se mai uită așa de mirați. Adevărat că în urmă cu 2 decenii era un lucru mai rar și atunci încă se mai vedeam priviri mirate. Mi-amintesc de
portarul de la chirurgie. Unul când intram într-o seară de gardă ca medic și primul reflex a fost când m-a văzut intrând pe bicicletă, ce măi băiete, nu e oră de vizită acum. După aia încet pe zilea lumină, aha, domnul doctor, mă scuzați. Nu atunci a fost șocul lui, ci peste două zile când m-a văzut în oraș, la volan, în mașină, pentru că aveam de ce cărat niște lucruri voluminoase. Dar aveți mașină, aveți carnet? Da. Atunci omul nu înțelegea cum adică. Aveți mașină și mergeți cu bicicleta la muncă. Da. Între timp lucrurile au început să intre în normalitate, venem o lume de toate vârstele, de toate ținutele pe bicicletă și începe să devină o normalitate cum este în majoritatea orașelor din țările vest-europene dezvoltate, în care este absolut firesc să mergi cu bicicleta și dacă ești un VIP și dacă ești un om foarte bogat, ba dimpotrivă, cei care se afișează ostentativ prin oraș cu mașinile cele mai umflate, de multe ori sunt niște parveniți sau niște snob care încearcă printr-o asemenea imagine. Știi, e ca și cum avocatul care primul lucru își ia un Rolex, ca să gândesc că așa o să impresioneze un potențial client că trebuie să se afișeze pe Rolex sau că trebuie să meargă cu Porsche-le la birou, că altfel nu o să fie cotat ca fiind bun profesionist. Dumneavoastră mergeți cu bicicleta la instanță, nu? Nu prea merg la instanță, eu sunt avocat de consultanță. În instanță ajung foarte rar ca avocat, ajung mai des ca onegist, reprezentând clubul în procese de contencios administrativ. Deci oricum mergeți la instanță. Da, dar este o normalitate și dacă în trecut eram cam singur, acum sunt tot mai mulți avocați, mai sunt și câțiva judecători, procurori care merg cu bicicleta. Începe să devină un lucru firesc, așa cum în alte părți este normal să vezi parlamentarii și miniștrii mergând pe bicicletă la servici, să nu o vadă așa ca o ciudățenie. Eu aș fi curioasă cum arată dieta zilnică sau meniul zilnic al unui om pasionat de mișcare și pasionat de prevenție, că mi-ați spus că preferați. Nu am nicio regulă foarte specială, pur și simplu să fie o dietă variată, să nu faci excese, să ai totuși cât de cât multe fructe și legume, verdețul, să nu mergi foarte mult doar pe grăsim și prăjeli, pur și simplu, dacă duci o viață activă, nu ai nicio constrângere specială de dietă. Soluția, dacă mai vrei să mănânci încă 4 bucăți de prăjituri, ăștele să le consumi ulterior într-o tură lungă pe munte, nu să faci foame și să-ți faci diete speciale. Însă și ideea de cură sau de dietă nu este normală, pe urmă primul nostru de viață să fie armonios. Și dacă îți consumi caloriile, poți să bagi în tine și 1000 de calorii pe zi, nu văd nicio problemă. Țin minte așa o glumă, întorcându-mă din Cheile Turzii, unde fusesem la cățărat cu bicicleta, cu echipamentul de cățărare după noi. Seara a ajuns în Făget, venind prin pădure, ne-am oprit la un chioșc și Simona Pop, președinta clubului de cicloturism Napoca, știu că în acolo în butică, am întrebat ceva de ceva biscuit sau așa și no, se vedea așa cum de la bust în sus, nu se vedea că echipată de bicicletă. S-a întins ceva pachet și a ținut vânzătoarea să-i spună și n-au aproape deloc calorii. În momentul în care l-a aruncat așa înapoi, de atunci de ce să dau banii, doamne, mi-e foame. Dați-mi unii cu mai multe calorii. Există biscuiți fără calorii? Eu nu cred. Cred că e marketing totuși. Era marketing, dar acum dat o bară. Păi nu ne trebuie calorii pentru că ni le-am consumat. Fica dumneavoastră ce vrea să fie când va fi mare, având în vedere că are 9 ani, mi-ați spus? Cochetează cu mai multe domenii, n-a luat o decizie și eu mi-am spus că cel mai bine este să se hotărească în momentul când știe mult mai multe. De-aia încerc să-i prezint cât mai multe lucruri, să cunoască cât mai mult și în cunoștință de cauză, frumos așezat, nu o să fac nicio presiune asupra ei. I-am spus că important este să fie sănătoasă și fericită și ca să fii fericit, una din condiții este să faci ceva în care simți pasiune, simți creștere. Sunt foarte mulți oameni nefericiți pentru că și-au ales o profesie care i-au împins părinții, i-au împins anturajul, s-a gândit că acolo poate face mai mulți bani și o vreme merge, dar după 10, după 15 ani simți cum oamenii se golesc de energia de viață, de plăcerea vieții, de toate, deși poate materiale merge bine. Trebuie să faci cu pasiune ceea ce faci, altfel pur și simplu nu are rost și în timp vei suferi sub toate aspectele. Domnule Mititean, o singură întrebare mai am pentru că ne presează timpul. Cum arată pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră vacanța ideală? La munte, cu cortul, cu bicicleta, cam asta de fapt ne petrecem aproape toate concediile. La care munte? Orice munte? Nu contează? Sau aveți munții dumneavoastră preferați?
Eu cred că am planuri pe următoarele 5 vieți, chiar numai în munții României, câte trasee mai vreau să fac, câte zone mai vreau să cunosc. Sigur, munții Apuseni sunt mai aproape de noi de weekenduri, iar în vacanțe luăm pe rând fiecare zonă montană, facem tabere, facem ture pe acolo și dacă sunt așa munți mai de suflet, în care revin mai des, de exemplu, Piatra Craiului, este o perla Carpaților, unde m-aș duce dacă aș putea în fiecare an câteva zile. Domnule Mititean, mulțumim tare mult pentru că ați stat de vorbă cu noi. Ne dorim să vă mai avem și în alte ediții ale emisiunilor noastre, poate cu vești mai bune, să ne povestiți despre o infrastructură mai bună pentru bicicliști. Dumneavoastră, dragi telespectatori, dacă aveți sugestii legate de îmbunătățirea infrastructurii pentru bicicliști sau ce v-ar plăcea să se schimbe în orașul nostru, nu ezitați să ne scrieți sau, de ce nu, să luați legătura chiar cu membrii Clubului de Cicloturism Napoca. Toate cele bune! Iubim apa.